Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, primăvara a venit și în Vrancea. Emisiunea Sportul de Vrancea, Viorel Paizan și Danu Laru. Vă doresc o primăvară frumoasă. Împreună cu emisiunea SDV TV vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare cum ați făcut-o și până acum. Sloganul ziarului Sportul de Vrancea sună în felul următor: sunt mândru că sunt vrâncean. E adevărat că tot ceea ce vrem să prezentăm am dorit și sperăm să ajungem acolo unde a ajuns și Alin Moldoveanu, la titlul suprem, acela de campion olimpic. Până atunci vă dorim toate cele bune, rămâneți alături de noi, vizionare plăcută. Numai bine! Sportați, astăzi 22 ianuarie. Iată, parcă suntem la o ședință de bronz, puțin așa de iarnă. Cel mai bun bronz se spune că este bronzul de iarnă, de munte. E adevărat că suntem la înălțime, în tribuna oficială a stadionului Milcovul, dar la munte va pleca noul președinte al formației, Marius Bratu, pe care îl salut după ceva timp. Bună, Marius! Salut, acum, să te văd! Mulțumim și noi că ai acceptat invitația. De fapt, cred că telespectatorii se bucură foarte mult să te vadă. Discutam înaintea începerii interviului nostru, depăram un pic vremurile cele mai bune ale fotbalului nostru, trebuie să recunoaștem acest lucru și să spunem că Marius Bratu este în premieră, iată, președintele secției de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Focșani, de fapt unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai generației care a avut cea mai mare performanță în fotbalul nostru. Locul 2 în Divizia B în 1994, atunci când FC Acord Focșani cam distrugea, călca în picioare cam multe din echipele importante ale României, nu mai vorbesc de Divizia B, Liga a doua, cum îi se spune acum, dar echipe de divizia s-au înclinat aici pe gazonul stadionul Milcovului în fața echipei de atunci, de la acea vreme. Marius Bratu, portrapelul de atunci, era, să spunem, apărătorul, cel care închidea poarta, cel care coordona apărarea și, de fapt, îngerul păzitor al echipei. Iată-l acum în postură, Marius. Să spunem de bună augură această vreme din punct de vedere fotbalistic, în momentul ăsta. Dar vedem că iarna se pare că încă nu s-a terminat. Totuși, soarele acesta mângâie această ungere a ta în această funcție. Ca a fost înger păzitor al echipei, în actuala postură de președinte, te regăsești cumva în aceeași formație de a apăra până la urmă culorile Focșanului și ale județului. Retrăiești un pic după 12 ani emoțiile de atunci și sigur că funcțiile acum au cu tot o altă conotație. Dar responsabilitatea de atunci din poartă și acum din această funcție pare aceeași. Ce se gâtează? Vă dați seama, când domnul Dan Dumitru împreună cu domnul primar Bacinski mi-au propus această funcție, am acceptat imediat. Deoarece povesteai și spuneai despre fotbalul vrâncean, care are o istorie, să zic, foarte săracă pentru un oraș ca Focșani și un județ ca Vrancea, deci e foarte săracă această istorie. Eu am venit cu inima deschisă, cu gânduri bune, cu gânduri și cu idei care bat în perspectivă și în viitor. Am venit să pun numărul la fotbalul vrâncean, care, v-am spus, are o istorie foarte săracă. Acum nu știu cât de mult o să și reușesc, dar important e că am acceptat provocarea, că e o provocare pentru mine și o răspundere în același timp, o răspundere foarte mare. Cum spuneai tu, când apărăm, avem răspunderea întregii echipe să nu primesc gol și să câștigăm. Acum răspunderea poate este mai apăsătoare, pentru că sunt în cadrul clubului 30 de suflete care își câștigă existența pe acest dreptunghi verde, să zic așa. Și am acceptat cu plăcere și cu ambiții foarte mari și sper cu ajutorul celor care m-au numit și al oamenilor de fotbal și oamenilor potenți din punct de vedere financiar să am ajutor și sprijin foarte mare. Că fără ei nu cred că am să pot să reușesc. Marius, e adevărat că competiția în care ai acceptat să intri, iată, după ce
E adevărat, ai muncit foarte mult să ajungi până aici din toate punctele de vedere. Aș vrea să punem punct și virgulă aici în discuția noastră vis-a-vis de obiectivul important al echipei în retur și să rămânem un pic la acea perioadă de acum 12 ani, pentru că simt acest lucru, cred eu, mă văd atunci trăind acele emoții, e adevărat și eu la vremea aceea dintr-o funcție de conducere pe care am acceptat-o la o vârstă tânără. Și trebuie să încercăm, cred eu, aceasta este rețeta succesului pentru ca spectatorii, cei care ne urmăresc, iubitorii fotbalului, să vină cât mai mult, cât mai mult la stadion, în tribune. Atunci tribunele erau aproape pline, chiar dacă era un meci de etapă de campionat, ții minte foarte bine, nu mai spun de meciurile cu echipele de divizia, de Cupa României și așa mai departe. Dacă ai putea în câteva cuvinte să readuci aminte telespectatorilor, câțiva colegi din echipă, câteva amintiri, antrenorii, cum ieșea echipa de la vestiar, care era până la urmă emulația care v-a făcut să obțineți această mare performanță, pentru că noi tot am vorbit, a fost o această perioadă de câțiva ani acum care au trecut și visam, promovăm în divizia, vrem divizia, nu s-a întâmplat. E, până la urmă, cea mai bună performanță tot aia a rămas, în care tu, alături de foștii tăi colegi, ați reușit acest lucru. Care era atmosfera atunci? Cum de-ați reușit acea mare performanță? După câte mi-amintesc, și microbiștii din județul Vrancea știu cu siguranță acest lucru, noi eram o echipă și toți băieții erau din județul Vrancea, toți eram, majoritatea eram focșeneni, iar o parte erau, nu știu dacă aveam un jucător din alt oraș, poate cu excepția lui Ivan, care a venit pe parcurs. Dar prin sprijinul, la ora aceea era aveam un patron de club, să zic așa, prin persoana domnului Bobic, un om cu inimă mare și inimos, și a dorit să facă o echipă bună, o echipă frumoasă la Focșani, a investit, poate dacă nu investea în echipa de fotbal, poate avea fabrici și uzine, s-a implicat în fotbal, a adus un antrenor de renume, bine, că la ora mai chiar era domnul Aristică Ghiță, Dumnezeu să-l ierte, antrena, dar a mai venit un nume mare al fotbalului românesc, domnul Costel Orac. Prin ambiția dânsului, domnului Costel Orac, ca și antrenor, jucător-antrenor, că după aia ușor-ușor s-a retras și a stat la bancă, da? Și îmbinată cu ambiția domnului Bobic, au reușit să facă o echipă frumoasă și o echipă bună, o echipă care practica un fotbal modern, un fotbal în viteză, care aducea spectatori foarte mulți la stadion. Că, automat, când echipa joacă un fotbal plăcut, un joc spectaculos, frumos, cu multe faze de poartă, vorba se duce în oraș și lumea începe să vină. Automat apar și rezultate și apar și performanțele. Deci noi ne-am adunat așa, să zic, am stat de vorbă cu domnul Dan Dumitru, cu domnul primar. Echipa se află pe primul loc în divizia C, cu un parcurs foarte, foarte bun, poate cel mai bun din toate seriile de divizia C. Noi ne-am propus să promovăm în divizia B. Domnul primar, prin persoana domnului primar, domnul Bacinski, ne-a promis că o să fie aproape de echipă, a sprijinit în toamnă și și-a propus ca și în această primăvară să sprijine echipa în continuare. Cu cei doi sub viceprimari, care tot așa, da, niște oameni deosebiți am cunoscut personal, chiar cu domnul subprefect, niște oameni adevărați, oameni, nu pot să le zic chiar de fotbal, dar oameni de bine, da, de sport, bine intenționați, care au promis că or să ne ajute. Marius, iartă-mă un pic, îți promit eu că revenim și la acest lucru, pentru că trebuie să insistăm foarte mult. Dar să revenim la acea perioadă. A existat pentru tine un om care te-a pregătit, da, un om care îi datorez, da, foarte mult. Sunt doi oameni în care îi datorez foarte mult. Este domnul profesor Bulancea Radu, care l-am avut la Clubul Sportiv Școlar, și domnul Arsică Ghiță, Dumnezeu să-l ierte, care acești doi oameni au avut grijă ca de propriul copil. Și m-au educat, m-au antrenat și au pus multe cărămizi la temelia mea. Și le mulțumesc, îmi pare rău că nea Aristică s-a stins,
pare rău că nu am putut, nu știu cu ce eram ocupat, mi se pare că chiar eram plecat din țară, n-am putut veni la mormântarea dânsului. Dar oricum, pe domnul Aristică și pe domnul Vlancea i-am în suflet și o să-i port cu mine peste tot unde merg. Foarte frumos. Acea perioadă a copilăriei, când încă nu erau atât de multe tentații, te-a făcut să visezi și până la urmă visul tău a devenit realitate. Care era concurența cea mai mare pe care aveai atunci la vârsta copilăriei, ceilalți colegi, la ceilalte echipe portari? Ai avut întotdeauna un moment dorința de a depăși pe cineva? A fost concurență? Nu. Eu nici eu n-am avut ca model, fiind copil în Focșani și necunoscând chiar așa portare din Europa sau din... idolul meu a fost Ion Paraschiv. Max? Da, Max. Veneam la meciul, îl urmăream, țin minte că avea un tricou și acum parcă-l văd, avea un tricou galben, un scris așa pe pietână ebraică și mi-a rămas mie mult timp întipărit. De altfel și pe parcursul carierei mele, deci dacă mă întreba cineva ce culoare prefer la tricou, eu tot timpul spuneam galben. După care mi-a făcut mult Bogdan Stelea, iar pe plan local concuram cu... La vârsta copilăriei, când ai început? La vârsta copilăriei, chiar la clubul sportiv școlar, la domnul profesor Bulancea, era un portar care eram noi doi, un portar foarte bun, care din păcate s-a pierdut pe drum și îmi pare rău pentru el, este vorba de Liviu Bocu. Țin minte că în minutul 10, dacă greșeam și luam un gol, domn profesor Bulancea mă schimba. El apăra 80 de minute, indiferent cum apăra. Și plângeam, vă dați seama, după meci plângeam foarte tare și lucrul acesta m-a ambiționat și mai mult. Am dorit din suflet să ajung, să joc, mă rugam seara să prind să joc divizia A. Nici nu visam că o să ajung să joc și la echipa națională, atât de tineret cât am o selecție și la echipa națională mare, să joc și în străinătate. Am crezut, mi-am dorit, multă ambiție, multă muncă, numai așa am reușit și domnul mi-a ajutat că în ceea ce faci, dacă nu crezi și nu crezi în ceva, nu ai cum să reușești. Foarte frumos și cu atât mai mult cu cât în momentul în care ai pus toate aceste lucruri, credință, muncă, una lângă alta, imposibil să nu apară și rezultate. Care erau colegii din apărare atunci când acordul era pe locul 2, care respectau ceea ce spuneai și care nu prea respectau? Da. Era în stânga Fane Babalâc, era în centru apărare, era Dan Dumitriu, care este arbitru, divizia B, sau cam așa ceva, nu știu exact, Maricel Dragomir, pe dreapta era Vasile Burgă și cam ăștia erau prima linie. Da, și automat și cele mai bune centrări pe care le aveai degajări din poartă, către cine erau direcționate? Deci erau pretenții anume, să mă aduce aminte? Exista o schemă în ultima perioadă către Ionică Serea, mai ales că era și golgeterul Seriei B și a dat foarte multe goluri în perioada aia și a crescut foarte tare, țin minte, bine, toți atunci, atmosfera era foarte bună în vestiar, nu existau rivalități, nu, toți eram egali, indiferent cine juca, nu era supărare că nu joacă X sau nu joacă Y, eram uniți, ne doream foarte mult să facem performanță, țin minte, nu eram căsătoriți și... jucam acasă, noi nu făceam cantonament o zi înainte de meci. Fiecare dormea acasă și, țin minte, nici la telefon nu vorbeam prietena mea de atunci, soția mea actuală, nici nu vorbeam la telefon. De vinerea, nu, o zi înainte de meci, eram și un tip mai superstițios, nu ne întâlneam, nu vorbeam la telefon, abia sâmbătă după meci. Și aici vreau să punctez și să sublinez că toți băieții, era o doză da, de dorință de profesionalism și să spargem gheața, să ieșim din anonimat, să ajungem cineva, să ne facem un nume, că dacă luăm fiecare jucător în parte din echipa de atunci, toți sunt realizați. Toți au ajuns bine, toți, niciunul nu e, să zici că nu are o familie sau că nu are realizări pe plan familiar și pe plan material, să zic așa. Da. Asta eu cred că dorință și ambiție foarte multă. Țin minte că ne ieșeam pe vestiar cu aici și veneau echipe de tradiție de divizia B, un Bacău, un Piatra Neamț și când ne încurajam și țipam toți, gata, azi mâncăm și nu știu ce, scăpau cu 3-0, se bucurau. Da, erau și niște scoruri frumoase. Da.
2-0, jucam acasă, făceau banchet că au scăpat cu 2-0. Deci, vă spun, am jurnal, că atunci la ora aia aveam și jurnal, îmi notam, dădeam și notă. Îl mai ai și acum? Cred că da, l-am dat, sigur, la părinții mei l-am, cu siguranță. Și țin minte, în turul de campionat, când am terminat pe locul 2, deci nu am luat gol acasă. Deci din 17 meciuri, de toate, 8 sau 9, nu știu cum au fost atunci, deci acasă eu n-am primit gol. Iar afară, când luam 2-0, eram foarte supărat. Și nu știu dacă s-a întâmplat de două ori. O singură. Pierdeam 1-0 sau... Iar Argeșul, Piteștiul, care au promovat în anul ăla, țin minte, îi cumpărau tot. Că aveam prieten care era cu mine la lotul de tineri și făceau tot felul de... Cum erau atunci. Nu riscau nimic. Aveau bani, aveau... Era fabrica... De autoturism? Da, la... Acolo și luau toate măsurile de precauție, iar noi jucam numai pe teren. Și dar le aliniam pe toate, deci nu exista... Amintiri frumoase, iată de rețeta pe care ați aplicat-o atunci, aducea foarte mulți spectatori. Poate că acum, în momentul ăsta, din această funcție de președinte a secției de fotbal, va trebui să transmiți jucătorilor la fel acest sentiment? Eu am avut o primă discuție cu ei, le-am zis în mare așa cam ce-mi doresc eu, cam ce vreau eu. Le-am dat de înțeles că eu nu am cum să aduc bani la stadion, să aduc oameni care să investească, să bage bani, să dea bani, decât dacă ei joacă un fotbal modern și dacă facem performanțe. Adică degeaba, pe mine nu mă încântă cu nimic dacă echipa se chinuie și bate 1-0 minutul 90 și noi acumulăm puncte. Nu mă încântă cu nimic. Deci eu vreau echipa să joace bine de la meci la meci, să ne atingem obiectivul, să promovăm și de la vară mai vedem ce va fi. Să fim sănătoși până la vară, Marius. Da. Am pus punct și virgulă la un moment dat în discuția noastră despre acea frumoasă perioadă, deocamdată cea mai performantă a fotbalului vrâncean și aș vrea să continui de la acel punct și virgulă vis-a-vis de, iată, implicarea ta după 12 ani într-o luptă la fel de aprinsă ca atunci când erai jucător, acum ca președinte, cu un obiectiv îndrăzneț, acela de a promova Divizia B, în Liga a doua. A promova Liga a întâi, cred eu, în acest moment, este la fel de greu să promovezi din Divizia C în Divizia B, pentru că sunt foarte multe echipe satelit, multe echipe care își doresc să ajungă cât mai aproape de echipa mare, echipa mare care e în divizia, sau poate nu neapărat factorul financiar, probleme de marketing, acolo unde apar niște mecanisme financiare normale care se desfășoară și în lume, fac în așa fel încât fiecare să-și dorească acest lucru. Deci, tocmai de aceea parcursul nu este unul ușor în retur. Sunt conștient. Ce a găsit Marius Bratu? Când a venit, a acceptat. Bun, domnul primar, da. Domnul Dan Dumitru, ți-am întins această provocare, ai ridicat mănușa. Da, ce să zic? Eu ce ai găsit? Să o luăm așa, treptat. Ca președinte. Deci, da. Nu, eu am acceptat, sunt conștient la ce muncă m-am încămat. Va fi foarte greu, pentru că, deși sunt foarte mulți oameni de afaceri potenți în județul Vrancea, sunt dezinteresați, nu vor să implice, nu interesează și văd doar de afacerile lor. Eu o să fac tot ce îmi stă în putință și tot ce depinde de mine, să încerc ca pe acei oameni care sunt dezinteresați să-i fac să, cât uși de puțin, să intereseze, să-i fac să înțeleagă că echipa este a Focșanului, nu echipa nici lui domnului Dan Dumitru, nici al lui domnul primar Bacinski, nici a mea personală sau a nimănui. Echipa Focșanului și echipa Focșanului va trebui să, într-un an de zile, să joace un fotbal de bună calitate, să aibă o bază, un stadion și o bază sportivă de standard european, pentru că suntem în Europa de acolo. Eram în Europa, eram, în comunitatea europeană. Trebuie să-i fac pe acei oameni care le-au plăcut fotbalul și alte persoane sau alte întâmplări i-a făcut să plece și să nu-i mai intereseze de fotbal, să-i aduc la stadion, să-i fac să înțeleagă că numai punând umărul fiecare în parte și ajutând echipa cu... Și cu un cui. Eu am zis, am vorbit cu prietenii mei și mi-am zis, bă, cine vine și mi-aduce un cui, deci eu sunt mulțumit. Pentru că nu mai dau bani pe cuiul ăla și mie îmi folosește. Bat o ușă sau bat
fac ceva. Deci cine vrea să vină să ajute, e binevenit cu orice. Deci eu nu am venit să câștig bani sau să-mi fac... Eu am venit să ajut echipa din Focșani, am venit să pun numărul la drumul care duce spre performanță și spre fotbalul de elită, să zic așa. Am gânduri și îndrăznețe, deci eu sunt conștient și vârsta mă împinge să am gândurile astea și eu cred că dacă voi fi ajutat în proporție de 60-70% nu ar să fie probleme. Bun, ceilalți factori necesari unei echipe care își dorește promovarea? Care e părerea ta? Care e stadiul, bazii materiale? Da. În primul rând, orice echipă de fotbal din divizia, din serie C, B sau A, trebuie să aibă un buget. La ora asta, bugetul e inexistent. Primăria, domnul primar a ajutat echipa cu banii care au venit de la guvern, destinații sportului, a ajutat și au contat foarte mult acei bani. Eu o să mă lupt și o să încerc să conving acești domni din autoritățile vrâncene să mă ajute, să încerc să mă autofinanțez, să fac un buget ca să pot să asigur jucătorilor și staffului și tehnic și medical o viață decentă. Normal, și să da. Facă grijă, pentru că fotbalistul e plătit să joace fotbal. Ei sunt actorii, fără ei noi nu existăm. Nici antrenorii, nici președintele, nici finanțatorii. Deci eu să v-am spus, cu toată ambiția mea, care am avut-o ca jucător, și tot caracterul meu care l-am ca om și mă folosesc de orice mijloace, o să mă zbat până la ultima picătură să reușesc să schimb ceva în fotbalul vrâncean. Atât de la grupele de copii și juniori până la echipa de seniori, care e cea mai reprezentativă. Și trebuie să se țină cont de acest fapt, că echipa dacă va promova, ei sunt primii 11 sau primii 20 cât va fi lotul, da? Ei sunt cei mai importanți și de acolo pleacă restul în jos. Și o să mă implic, v-am zis, prin toate relațiile care am, prin prietenii care am, care au mici firme și să încerc prin contracte de sponsorizare sau prin, eu știu, afișarea unui banner sau a unei reclame pe stadion, să încerc să-i atrag, să bage bani în club. O să avem un cont care să fie al CSM Focșani, contul va fi la vedere, oricine dă bani poate să verifice contul, poate să mă chemi și la 12 noaptea să vin cu justificare unde s-au dus banii, ce s-au. Eu nu am venit să mă îmbogățesc, eu nu am venit să fac bani, să câștig bani la foc și am venit să ajut și implicit să ajut această echipă și fotbalul din Vrancea. Acum nu știu cât, deci eu v-am zis, tot ce depinde de mine o să fac. Acum am nevoie, foarte mare nevoie o să am de fapt de toată lumea din jurul meu. De toată lumea care iubește fotbalul, toată lumea care iubește sportul, o să am nevoie și o să le bat la ușă să încerc să-i aduc la stadion, să încerc să-i conving să ne ajute cu câte ceva. Marius, foarte frumos este definit elanul tău, este de apreciat, cred eu, și telespectatorii apreciază acest lucru. Aveam nevoie de o asemenea persoană. Vrancea avea nevoie de un campion care să-și dorească performanța. Am voie să te întreb, da, te rog. Deci îmi doresc foarte tare, este oful meu cel mare. Un oraș ca Vaslui să aibă echipă de divizia, un oraș ca Onești a avut echipă de divizia, iar noi, Focșaniu, deci unde e mândria noastră? Mândria oamenilor din Vrancea, unde e mândria noastră? Deci noi chiar nu putem să avem, deci invit pe oricine din județ și pe oricine, orice om care îi place fotbal, invit să vadă și cum arată un stadion cu, să zic așa, cu o structură destul de frumoasă, în care nu s-a investit și care nu s-a băgat niciun ban în ultima perioadă, sau s-au băgat, dar foarte puțin. Cum arată un stadion care va fi stadion și va găzdui meciuri de divizie B? Nu se poate, deci trebuie să... Eu v-am spus, eu îți dau un exemplu, l-am spus tatăl meu, să vină să mă ajute să renovăm, să facem un birou, vine un arbitru, vine un observator, vrea să discute ceva cu noi, n-avem un să-l băgăm. Poți să-l ții pe teren, poți să-l ții în tribună sau să-l duci la o cârciumă. Să-l bagi, să stai la o masă, să discuți cu el probleme de fotbal, probleme de chiar și de viață, fără probleme. Nu se poate, deci trebuie să ne gândim că nu
numai așa se poate face performanță, începând cu o bază sportivă modernă, nu zic ultramodernă, cu condiții de pregătire, cu condiții de cantonament sau etc. Sunt, dacă vrei, stăm 10 ore. Bun, ai punctat foarte bine treaba cu ambiția față de ceilalți vecini. Vezi Ioneștiu ca și Bacău, ca și județ, până la urmă, important a fost la momentul acela fotbalistic. Iată Vasluiu a ajuns foarte departe. Dar, apropo de perioada când erai în poartă și aveai o responsabilitate foarte mare, avea ajutoarele de care ai pomenit, prima linie, mijlocașii, atacanții. Dragă echipă, da. Care e echipa pe care va trebui să o formezi din punct de vedere managerial? Da, să nu uităm că eu sunt pe marketing, vorbești de marketing, care deci nici măcar inexistent. Că nu pot să emit pretenții că e inexistent la multe echipe de divizia. Dar ușor, ușor lucrurile se vor pune la punct, fără probleme. Echipa nu pot, eu sunt de o săptămână aici, am găsit doi oameni de fotbal vechi, cu state vede, vechi, e vorba de domnul Nae Zaes, care e de viață la echipă. Am numai de învățat, deci o să țin aproape și o să colaborez foarte, foarte mult cu el, pentru că e de viață în fotbal. Am ce învățat de la dânsul, e și domnul Ovidiu Rusu, care e fost arbitru, care are habar de acest fenomen. Că nu pot să-mi iau oameni pe lângă mine care nu au habar de acest fenomen. Plus că domnul Dan Dumitru e numai inimă pentru fotbal și iubește fotbalul la nebunie, l-am aproape, mă ajută foarte mult. Dânsul m-a numit și prin prezența domnului Bacinski și deci eu, în primul rând, nu vreau să-i dezamăgesc pe acești oameni. Iată deci o echipă în care spui mari speranțe, pentru că trebuie să ai sprijin, nu vei putea de unul singur, este adevărat acest lucru. Care este, să spunem, zestrea umană? Atât ca lot, atât ca corp tehnic, probleme de administrare, da, problemele medicale pomenit. Am găsit un lot tânăr, un lot care aparține în majoritate focșenenilor și vrâncenilor, un staff tehnic care face parte tot din județul Vrancea, ca să nu mai vorbesc de staff medical și că avem un domn masur care iubește fotbalul și e tot focșenen. Deci cel mai important, eu m-am întors, sunt tot focșenen, cel mai important lucru, că toți suntem focșeneni. Suntem din Vrancea, suntem focșeneni, vrem să facem ceva, avem nevoie de sprijinul oamenilor tot din Vrancea și mi-e foarte ușor să încerc să bat pe la uși sau baza prieteniei mele cu anumiți oameni din București, dar nu vreau, îmi doresc să jucăm cu un sponsor pe tricou care să fie un om potent din Vrancea, nu? Sau îmi doresc să deci totul ce va fi, deci vom merge pe structură vrânceană, să zic așa, bază materială umană vrânceană, adică nu pot, e foarte ușor ca un, eu dau un exemplu, președinte de club să aduc un antrenor din București sau un antrenor. Nu, noi suntem vrânceni, vrem să facem o treabă bună, am plecat la drum, sper să reușim până în vară. În vară vedem ce va fi, că automat, dacă noi vom promova, automat echipa va trebui întărită ca să facem față la un eșalon mai superior față de cel actual. Vom discuta foarte mult și despre acest obiectiv imediat, Marius. Să rămânem un pic la prezent, echipa se află în pregătire la munte, cantonament, vei pleca și tu chiar în această seară. Din ce am înțeles, chiar ieri au fost 16 grade acolo, deci și la munte lipsește zăpada. Cu 3 antrenamente pe zi, sunt condiții bune, mai luat legătura cu antrenorii, da, sunt mulțumiți, pregătirea decurge bine. Din câte am vorbit prin telefon, ei sunt mulțumiți de ce au întâlnit acolo. Era nevoie de un ciclu, să zic, săptămânal, că, după cum știți, echipa stă o săptămână la munte pentru o zonificare, pentru
echipa să stea, să fie bine cantonată și să aibă tot ce le trebuie, adică să odihnă, masă, totul să fie pus la punct, medicamentații ca ei să poată să pregătească într-un regim de 3 antrenamente pe zi și să acumuleze și să își încarce bateriile, așa cum zice lumea fotbalului. Pe care vom coborâ la Focșani, joi echipa va coborâ la Focșani, vom avea sâmbătă primul meci amical cu o echipă de același eșalon, este vorba despre Râmnicu cu Sărat și ușor, sâmbătă ușor... la ora 11 să audești 13, da, sâmbătă la ora 11 se va juca la Focșani cu Olimpia Râmnicu cu Sărat, un meci amical, după care săptămânal vor fi două meciuri, miercurea și sâmbătă o să avem două meciuri amicale săptămânal. Dorința a fost dorința antrenorilor ca ei să meargă la munte pentru perioada asta ca să își încarce bateriile. Noi le-am pus la dispoziție ce am putut și cum am putut mai bine ca ei să fie bine acolo să nu le lipsească nimic. Sunt mai multe meciuri de pregătire, probabil și telespectatorii au citit din presa scrisă foarte multe lucruri legate de a urmări o curbă ascendentă, de a ajunge la un vârf de formă necesar prime etape pe care o așteptăm cu nerăbdare martie, acum să vedem ce vreme mai fi când începe iarna, da. Primăvara, bă, când poate s-a terminat. Poate nu mai începe. Și ar fi totuși, știu eu, o întrebare nimerită să ți-o pun vis-a-vis de, iată, emulația pe care în Oltenia o are universitatea, numai puțin de un meci amical pe care l-a avut în bazinul minier, într-una din zone, apropo de marketing, apropo de apropierea echipei de suporteri, de fani din zona, nu vorbesc de județ. Ar fi interesant, am văzut că niciun meci amical nu e în program, nu este reluat cu nicio echipă din județ. Totuși ar fi bine ca echipa să iasă, să ajungă la un Agiud, la un Panciu, la un Odobești, orașe vechi cu tradiție, care ar putea, știu eu, să-i cunoască mai bine pe jucători, chiar dacă deci joacă tot lotul. Ceea ce îmi spui tu face parte din obiectivele mele imediate. Deci nu se pot... Eu, adică pentru mine e un lucru dureros. Dacă oprești pe cineva pe stradă și... O întâlnire cu suporterii asta ar fi nimerită până începe returul. Deocamdată sunt lucruri care ard. Care păi, dar vreau să mai spui și din asta, da, care ar. Și trebuie să mă ocup... un lucru care ar foarte tare a fost plecarea echipei la munte. S-a rezolvat, echipa a plecat la munte, ne-am mai liniștit și noi, ne mai ocupăm și noi de infrastructură, mai renovăm, mai ne punem gândurile toate la un loc și ne unim forțele. Încercăm să atragem oameni care să vină să sponsorizeze, să ajute echipa cu bani sau cu alte materiale, să zic așa. E dureros, că de aici am plecat, e dureros să observi sau să-ți dai seama sau să realizezi că dacă oprești pe cineva pe stradă și îl întrebi să-ți dea două nume de jucători din echipă, facem un sondaj împreună și să vezi că sunt majoritatea nu cunosc două nume de jucători de la noi din echipă. Și e dureros. Și aici pleacă, să zic așa, startul spre, să zic, o nouă eră, cu începutul ăsta, cu marketing, cu infrastructură, cu relații cu mass media, să mediatizăm această echipă, ca lumea să cunoască, să știe, da, X joacă și joacă atacant, sau Y joacă și dai în poartă. Deci, cu ajutorul vostru, a presii scrise, tot ce înseamnă și tot ce ține de mediatizare, ușor, ușor echipa asta va căpăta conturi și va fi cunoscută. Și poate chiar ar fi cunoscută. Să dea Dumnezeu, Marius. Cred eu că telespectatorii poate nu realizează vis-a-vis de volumul de muncă pe care îl are un președinte de club. Nu sunt nici 6, nici 8, nici 10, sunt poate 25 de ore din 24. Pentru că spuneai că trebuie să te gândești la 30 de oameni, 30 de suflete. Oameni de suflete, dar care nu au un regim de producție standard, vezi, vine la muncă, se așează la mașină, lucrează, scoate produsul și a plecat acasă. Aici este o muncă titanică vis-a-vis de problemele fiecăruia, pentru că totul se leagă de starea de sănătate, de rezultate și mai departe. Acum aș vrea să revin în contextul acestor probleme pe care le are un președinte tânăr ca tine și dornic de a face performanța așa cum a avut-o și ca jucător. Totuși ai pomenit de factorii locali. Consiliul Județean, Prefectură, Consiliul Local, Primărie,
Care e legătura pe care ai stabilit-o, cel puțin de început? Ce ți-ai propus în aceste legături, aceste pârghii importante ale unui club sportiv municipal, reprezentativ al capitalei județului și a județului până la urmă? Primul pas la numirea mea a fost să cunosc acești oameni, să văd dacă își doresc, în primul rând, să aibă echipă de divizia B, viitoare echipă de divizia B, dacă am ajutorul lor, dacă își dau acordul și am ajutorul lor în ceea ce mi-am propus eu să fac. Oamenii au fost foarte îngăduitori, au zis că vor fi alături de mine, mi-am promis că vor fi alături de mine, le mulțumesc pe această cale. Și cred că nu, atâta timp cât dânsii s-au pronunțat și mi-au promis că vor fi alături de mine și mă vor ajuta în ideile mele și în ceea ce mi-am propus eu să fac, nu cred că vor fi probleme. Atâta timp cât domnul primar are un cuvânt greu de spus în Focșan și dânsul mi-a promis că mă va ajuta, nu cred că nu vor fi probleme. Oricum, ca să subliniem așa, din discuția care am avut-o când s-a zis, nu sunt probleme, vreau să ajut, am ajutat, îmi place fotbalul, dar totul să fie legal. Și am zis că noi ne dorim foarte mult, pentru că în România de astăzi nu mai e loc de altele. Totul va fi legal, totul va fi transparent, la vedere, să zic așa, și lucrurile cred că vor merge foarte bine, fără probleme. Cu atât mai mult cât din retur echipa va juca cu semnele primăriei ale Consiliului Local, pomenei de un sponsor. Cei care ne urmăresc poate ar fi curioși, cam cât ar costa, nu știu, la Steaua, la Dinamo, dar nu, cam care ar fi valoarea? Pentru o societate sau o firmă mare să dea undeva, eu știu, 30-40 de milioane lunar. Nu avem voie să pomenim numele de societăți. Nu, n-am, chiar nu am dat nume. E bine să nu dăm nume, da. Dar cam care ar fi valoarea, că poate se gândesc că 30-40 de milioane, un exemplu, poate fi mai puțin, poate fi mai mult, nu sunt probleme. Eu cred că de pentru... Euro. Eu zic de ron. Vorbim de lei vechi, să spunem așa, da? Să dea suma asta pe lună, eu zic că e nimica toată. Asta cred eu. Eu personal, eu din salariul meu sunt dispus să dau 3, sau din banii, din afacerile mele, sunt dispus să dau 3-4 milioane pe lună. Să intre în... S-ar putea face și o fel de bursă, o acțiune ale echipei, da, ceva deja de vedem prea departe. Deja vedem prea departe. Nu. E important pentru noi să avem un sponsor, să jucăm cu un sponsor care să facă pasă, fie din Vrancea, da? Joacă Focșaniu, da, din Vrancea cu Buzău, nu? Ei joacă cu Petroase. Noi de ce să nu jucăm? Da, să nu dau nume, da. Noi de ce să nu jucăm? Pentru că acolo, pe trecând eu la de iarbă, da? Sunt două rivalități, da? Între două județe, nu? Și atunci, cine câștigă e și mândria, nu? Bă, noi focșenii ne-am bătut pe buzoieni sau noi focșenii am bătut pe băcăoani. Nu, e mândrie, adică eu așa o văd, ca o rivalitate, nu? De exemplu, jocurile astea interțări. Mai sunt cum erau pe vremuri, războaie, hai să-i bat. Nu, acum asta, deci prin ce jucăm, joacă România-Franța, nu? Bate România, bate pe Franța. Da, atunci mândria președintelui, să zic, a țării, nu? Bă, am bătut Franța, l-am bătut pe... François Mitterrand sau... Corect, Trăiam Băsescu, l-am bătut pe François, dar în ghilimele, am bătut pe François Mitterrand, nu? Deci eu zic că, și după cum știe toată lumea, cel mai bun ambasador e sportul, iar sportul rege care e? Fotbal. Deci ce imagine mai frumoasă poate să... sau cine poate să reprezinte cu mai mare demnitate Vrancea și Focșaniu decât fotbalul, nu? Să zic, bă, am o echipă foarte bună, da? De fotbal, care spulberă toate echipele din serie, nu? Și promovează divizia în istorie, premieră. Eu dacă aș fi, nu? Sau să mă gândesc că vreau să candidez pentru, dau un exemplu, pentru prefectură, primărie, nu mă pricep la politică, sunt apolitic, nu? Vreau să ajung primar, nu? Eu ce? Bă, ce? Fotbalul, nu? Hai să ajut legal. Nu trebuie să ajut pe căi murdare sau altceva. Nu? Legal. Ajut echipa. Nu? E mândria mea. Echipa asta n-a fost niciodată în divizia. Promovează în divizia. Bă, cine a fost primar sau prefect? E,
nicio... Deci nu fac nicio aluzie. Da, aluzie și nu. Deci o chestie așa. Cine a fost? Dânsul X, da? Cine era președintele clubului? Marius Bratu sau Viorel Paisan, nu? Cine era antrenor? Marian Brutaru, nu? E o chestie care rămâne în istorie. E ceva istoric, nu? E ceva care, de ce să... Pentru ce? Eu dacă pot, nu? Pentru că eu am crescut aici. Aici am ajuns în lumea mare, de aici m-am ridicat, am ajuns în fotbalul mare, am câștigat bani și m-am făcut om, m-am așezat la casa mea, nu? Eu de ce să nu ajung? Ce, nu pot să rup din bugetul familiei 10 milioane pe lună să bag aici? Care e problema? Nici nu trebuie să știe... Doamna, poate nu urmărește emisiunea. Da. Nu, serios, nu. Sunt lucruri pe care un bărbat le face fără, neapărat fără să știe. Asta nu înseamnă că... Nu, dar sunt... Adică ce e o la o societate mai modestă să dea 1 milion pe lună? Ce e? Sau pentru un om după stradă, ce e să dea 100.000 de lei pe lună? Apropo, te-ai gândit în retur... ca, iată, o formă de ajutor. Deci, de fapt, biletul de intrare nu este un bilet de intrare, este o formă de ajutor a echipei. Da. Te-ai gândit la o strategie cu un pliant, un program de meci, da, am ceva. O poză, un afiș cu echipa, deci... care l-ar cumpăra fiecare și ar da o sumă acolo modică. Echipa, după ce se va întoarce de la munte, se va definitiva lotul, da? Automat o să... să vină niște băieți, să zic așa, să facem poze, să facem un poster cu echipa, să facă fanioane, nu? Materiale promoționale, eventual să găsim o modalitate să ne facem un magazinaj mic, să ne prezentăm, să putem să ne vindem, să zic așa, marfa. În ghilimele, da, să ne vindem marfa promoțională, nu? Dau exemplu, breloc sau un breloc sau un calendar sau un poster, poate să vină oricine să zice, bă, banii ăștia îi dau aici, că banii ăștia intră în club. Nu? O chestie... Deci noi avem asta în calcul și e primul pas care vreau să fac. Echipa când se va întoarce, să vedem, să dea Dumnezeu să țină vremea tot așa, să facem postere, o să facem poze și fotografii individuale cu jucători, cu numele lui, cu tot CV-ul lui, să zic așa, pe verso. Dar e în proiect. Ușor, okay. Ușor o să punem acum. Ne apropiem, Marius, de finalul discuției noastre, o primă discuție în postura aceasta, o premieră, iată, unul dintre jucătorii reprezentativi ai generației care a adus cele mai mari performanțe a fotbalului vrâncean, numit președinte. Mai sunt câteva minute, colegul meu, Dan Batiu, îmi face semn. În seara asta vei pleca la Greșiu, emisiunea va începe la orele 18:30, probabil o vor urmări și jucătorii. Înainte de a ajunge acolo lângă ei, uită-te un pic în cameră către ei așa și odată un mesaj pentru ei, pentru că ei probabil vor urmări și această emisiune, dacă nu în această seară, mâine seară în reloare, și unul către spectatori. Da. E important să înțeleagă mesajul de aici, de la Milcovu, baza, aici unde suntem, tu te vei teleporta, vei fi lângă ei, dar de aici, de la kilometrul zero, baza, unde îi așteaptă bătăliile. Am înțeles ce vrei tu să... Cine transmite președintele și spectatorilor care îi așteptă. Eu la băieză de... Ce am avut să le transmit, le-am transmis în prima noastră discuție, le transmit și acum că voi fi alături de ei și mă voi zbate din toate puterile mele să le rezolv problemele și îmi doresc din suflet să intrăm în istorie. Așa, iar la telespectatori îi rog din suflet să fie alături de noi. Telespectatorii care sunt, da. Pot fi spectatorii. Da, îi rog din suflet să fie alături de noi, să fie îngăduitori și să nu mai critique că e greu pe terenul... Pe terenul de joc e greu cu mingea și să fie alături de noi să ne ajute. Fiecare cu... chiar și cu o vorbă bună. Să fie alături de noi să ne susțină și că numai așa vom reuși. Altceva nu știu ce pot să le... Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, îi mulțumesc lui Marius Bratu, un prieten din copilărie, un prieten care... Știu eu, l-am avut ca mentor la un moment dat și pe domnul profesor Emilian Rințea, Dumnezeu să-l odihnească. Și ții minte, eram plecat la Bacău, la liceu de fotbal, jucam la Luceafărul și aveam un meci pe 23 august, stadionul actual Tineretului. Da. Marius a apărat la CS Focșani, eu atunci eram la Bacău, plecat un pic la Bacău. Și din totdeauna, chiar și meciurile amicale aveam o rivalitate, dacă mai ții minte, erau întâlniri când eu îmi propuneam să marchez, tu te propuneai să aperi. Eu zic că acel gol, am dat un gol frumos atunci cu Bacău, cu Luceafărul Bacău. De data aceasta eu zic că s-a derulat egal meciul nostru. Vreau să vedem, este egal și...
face parte, Marius, facem parte dintr-o generație extraordinară. Eu cred, am încredere și îi urez mult succes lui Marius Bratu. Voi fi unul care îl va sprijini, dintre cei care îl vor sprijini, voi fi alături de el ori de câte ori va fi nevoie, dar va avea mare nevoie de toată încrederea dumneavoastră, stimați telespectatori, la fiecare meci, la fiecare bătălie pe care Focșani o va da, nu numai pe terenul Milcov aici, unde suntem astăzi, ci și în deplasare. Marius, succes, transmitele băieților multă baftă și Doamne ajută, stimați telespectatori, să fie o primă emisiune cu noroc pentru echipa CSM Focșani, să ne vedem la vară în Divizia B.